Iubiți frați și surori, sărbătorim astăzi pe Maica Domnului sub titlul de neprihănit zămislită, un titlu care i-a fost acordat în anul 1854, în 8 decembrie, de fericitul papă Pius al IX-lea. E un titlu care confirmă faptul că existența ei, din prima clipă, și cât s-a desfășurat aici pe pământ, nu a fost atinsă de păcat. Neprihănit zămislită înseamnă deci că a fost concepută în sânul matern fără ca să fi fost atinsă de păcatul strămoșesc, de consecințele păcatului strămoșesc, iar în timpul vieții ei pământești nu a săvârșit niciun fel de păcat, adică nu a avut păcate actuale, cum zicem noi. În păcatul strămoșesc se nasc toți oamenii, este vorba de păcatul lui Adam sau păcatul primilor oameni, care se traduce simplu prin lipsa familiarității cu Dumnezeu. Păcatul strămoșesc înseamnă înclinația spre rău, înseamnă tendința de a te îndepărta de Dumnezeu, înseamnă moartea sufletului. Ei bine, Maica Domnului nu a fost atinsă de acest păcat, de păcatul strămoșesc sau păcatul originar, și nu a avut nici păcate actuale în timpul vieții sale pământești. De aceea a fost ridicată cu trupul și sufletul la cer. De aceea biserica îi celebrează și ziua de naștere, ca și în cazul Sfântului Ioan Botezătorul. În această privință, suntem în aceeași tradiție cu Biserica Ortodoxă Orientală, care celebrează nașterea Sfintei Fecioare Maria și, de asemenea, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că ei au fost sfințiți, așa afirmă tradiția comună, după ce au fost născuți sau înainte de a fi fost născuți și nu au fost atinși de păcatul strămoșesc. Am putea spune că în cazul Sfintei Fecioare Maria, ea s-a născut o singură dată și a fost suficient ca să intre deja în Împărăția lui Dumnezeu. Noi toți ceilalți ne naștem de două ori. O dată în mod natural, adică în păcatul originar, și a doua oară, prin botez, ne naștem la viața de comuniune cu Sfânta Treime. Așadar, e o diferență foarte mare între noi și Maica Domnului, fiindcă ea din veșnicie a fost pregătită de Dumnezeu Tatăl ca să devină o locuință plăcută pentru Fiul Său. Așa cum va spune Dante mai târziu, Fecioară Mamă, deci ea și-a păstrat fecioria toată viața ei pământească și nu a săvârșit păcat, și fiica Fiului ei, adică Fiului ei, fiică în ordinea aceasta, bineînțeles, și supranaturală. Pentru că asupra ei s-a răsfrânt în modul cel mai splendid lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Deci a avut și ea nevoie de lucrarea răscumpărătoare a Mântuitorului și Maria, Maica Domnului, este cea mai frumoasă lucrare a răscumpărării lui Iisus, Fiul ei și Fiul lui Dumnezeu. Iată de ce acest adevăr de credință a fost proclamat în anul 1854, și la câțiva ani după, în 1858, dacă vă aduceți aminte, Maica Domnului s-a revelat Bernadetei Subiru la Lourdes și acolo și-a spus numele când a fost întrebată: eu sunt neprihănita zămislire. Sigur, e o lucrare admirabilă, e o capodoperă a divinității. Ne-e propusă pentru noi astăzi și în perioada aceasta de Advent spre a fi văzută, admirată, contemplată, dar mai ales pentru a ne lăsa îmbibați de sfințenia care strălucește întrânsa și de libertatea de care ea a dat dovadă în a colabora la planul de mântuire a lui Dumnezeu. Sunt două atribute pe care aș vrea să le desprind din sărbătoarea de astăzi și să le traducem pentru noi acum în Advent, pentru noi care ne pregătim la sărbătoarea nașterii Domnului. Mai întâi, dacă ne uităm de deasupra lecturilor, vom vedea că în prima și în Evanghelie ni se prezintă câte un dialog. În prima lectură, Dumnezeu Tatăl dialoguează cu Adam, în Evanghelie, Îngerul Gabriel stă de vorbă cu Maria. Așadar, neprihănita zămislire ilustrează astăzi lucrarea lui Dumnezeu în lumina a două dialoguri pe care oamenii îl au cu Dumnezeu
Tatăl sau cu îngerii. În prima lectură, Dumnezeu este Cel care caută vorbă, ca să zicem așa, fiindcă omul era deja cumva îndepărtat de Dumnezeu. Dumnezeu începe discuția, Dumnezeu deschide dialogul. Asta se întâmplă și în viețile noastre. De obicei, când ne supărăm, întrerupem dialogul. Nu mai vorbim cu cei pe care îi cunoaștem, cu cei, eu știu, poate care stăm în aceeași casă, în aceeași familie, în aceeași, eu știu, întreprindere sau loc de muncă. Dacă ne-am supărat sau cineva ne-a supărat, ce facem prima dată? Întrerupem dialogul, nu mai vorbim cu ei. Asta se întâmplă frecvent în viețile noastre. Iată că se întâmplă și în relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu Tatăl este Cel care caută să intre în dialog cu omul după ce omul s-a înfricoșat și s-a distanțat de Dumnezeu din cauza păcatului său, încât nu mai avea curajul să stea de vorbă cu Domnul. Observăm așadar că acolo cauza îndepărtării de Dumnezeu și frica pe care o trăia Adam în raport cu Dumnezeu, lipsa lui de curaj de a sta de vorbă cu Domnul, se datora păcatului. Asta se întâmplă și în viețile noastre. Păcate mai mici, păcate mai mari, păcate veniale, din vina noastră, din prea mare vina noastră, ele duc la întreruperea dialogului dintre noi. Însă în cazul lui Adam, sigur, acel dialog era fundamental, fiindcă de acolo începe lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu față de noi și vom vedea că de-a lungul istoriei poporului ales, mereu Dumnezeu a încercat să reia dialogul cu oamenii și cu poporul său. La fel se întâmplă și în situația noastră. Dumnezeu mereu vrea să reia dialogul cu noi. Este inițiativa sa. De aceea avem nevoie de această capacitate de a asculta de voința lui Dumnezeu, de a intra în dialog cu Dânsul, ca apoi să ne reînsușim sfințenia originară. Sfințenia originară însemnând acea familiaritate de a sta în preajma lui Dumnezeu. Adică un fel de obișnuință, să zicem așa, niciun fel de problemă să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i asculți glasul său. Ei bine, acest exemplu de familiaritate cu Dumnezeu ne este ilustrat în Evanghelie, unde avem un alt dialog, de data asta între Maria și Îngerul Gabriel, și observăm că sfințenia originară strălucește atât de puternic în Maria, încât alimentează libertatea ei în a spune da lui Dumnezeu, fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de efort. De o parte, așadar, în prima lectură am văzut, deci, că datorită păcatului oamenii au pierdut sfințenia originară și s-au îndepărtat de Dumnezeu. În Evanghelie observăm că datorită libertății înțeleasă ca și putere de a asculta de Dumnezeu, omul reintră din nou în dialog cu Dumnezeu și devine locul în care strălucește sfințenia lui Dumnezeu, adică prezența sa. Deci înțelegem două lucruri acum noi care ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului, că sfințenia înainte de toate înseamnă încredere. Încredere în celălalt. Încredere în Dumnezeu, în primul rând, și în mod fundamental. Dar să ai încredere în semenii tăi. De aici începe sfințenia. Începe familiaritatea cu aproapele și apoi familiaritatea cu Dumnezeu. Sau invers, de la familiaritatea cu Dumnezeu se traduce încrederea întrânsul în familiaritatea cu aproapele. Nu ai niciun fel de problemă. Apoi, în al doilea rând, din dialogul Mariei cu Îngerul Gabriel, înțelegem că sfințenia mai înseamnă, să zic așa, dialogul cu Dumnezeu se traduce și în termen de libertate. Adică o libertate care se exemplifică prin capacitatea de ascultare de Dumnezeu. Pe de o parte, așadar, avem această sfințenie care se traduce prin încredere și, pe de altă parte, libertatea care se traduce prin capacitate de a asculta. Chiar sunt anumiți teologi mai în zilele noastre care traduc această libertate ca putere de ascultare, potenția obedientialis, spune un teolog german, Karl Rahner. Adică puterea ascultării, adică îți dă o libertate extraordinară ca să poți să colaborezi la planul lui Dumnezeu și la voința sa. Libertatea așadar ca ascultare și sfințenia ca încredere. Sunt două valori, două trăsături care ne sunt astăzi propuse nouă
celor care ne pregătim pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Sfânta Fecioară Maria, zic, strălucește prin aceste privilegii, calități ale ei. Are sfințenia aceea tradusă ca încredere și are și libertatea aceea tradusă ca putere de a asculta de Dumnezeu, capacitate de a asculta de planul lui Dumnezeu. Charles de Foucault, un sfânt mistic francez contemporan aproape cu noi în modernitate, a spus așa la un moment dat: când mi-am dat seama că Dumnezeu există, din acea clipă, toată viața mea m-am străduit să fie conformă cu voința lui Dumnezeu. Se întâmplă și pentru noi să ajungem, eu știu, la acest nivel al unei credințe, să zicem teism, așa, că Dumnezeu există, dar să nu traducem apoi în viață ceea ce noi spunem prin credința noastră că Dumnezeu există. Sau cu alte cuvinte, că existența lui Dumnezeu nu incide, nu lasă nicio amprentă asupra vieții noastre, asupra alegerilor noastre. În contextul de astăzi, mai corect este să ne întrebăm nu dacă noi credem în Dumnezeu, ci dacă avem o viață potrivită voinței lui Dumnezeu. Dacă ne comportăm, dacă existăm potrivit voinței lui Dumnezeu. Lucrul acesta ni-l ilustrează Sfânta Fecioară Maria cu titlul ei de neprihănit zămislită. Mai este un cuvânt care apare astăzi în Evanghelie și care, iarăși, poate să fie un indicator al valorilor pe care noi ne construim viața și dacă, într-adevăr, suntem predispuși pentru această întâlnire cu Domnul în viața noastră de zi cu zi. Și anume că Maria s-a tulburat când a auzit cuvântul îngerului. Această tulburare, această neliniște, această, știu, hai să zicem, angoasă cumva, dar nu într-un mod existențial profund, ci efectiv, ca un fel de semnal de alarmă, Maria l-a trăit pentru că, acest semnal de alarmă l-a trăit pentru că a auzit un cuvânt care se referea la viața ei. Viața ei pe care, am spus, era construită acea sfințenie, acea prezență a lui Dumnezeu întrânsa și exista exercițiul acela al ascultării de Dumnezeu. Când a venit îngerul și a spus, sigur, ea s-a tulburat. Era un cuvânt al lui Dumnezeu. El era mesagerul lui Dumnezeu. Întrebarea este dacă noi astăzi ne tulburăm când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Aici, deci la prima lectură, la a doua lectură, Evanghelia e cuvântul lui Dumnezeu. Ne tulbură. Se întâmplă ceva cu noi, știu, se deranjează ceva acolo, atinge ceva. Cum putem noi să, știu, să reînnoim apropierea noastră de Dumnezeu câtă vreme cuvântul nu ne atinge? Câtă vreme cuvântul nu ne tulbură niciun fel? Sunt mulți astăzi care exercită un fel de mânghieri asupra noastră, dar scopul lor este acela de a ne pierde. Se poate întâmpla ca unii, eu știu, să ne vorbească de bine chiar. Și la fel, ultimul lor scop este acela de a ne distruge. Ei bine, cuvintele acestea care vin din partea celorlalți cu un titlu de mângâiere, de, eu știu, de laudă, de apreciere la adresa noastră, și acelea ar trebui să ne atragă atenția și să ne tulbure cumva. Dar cu atât mai mult ar trebui să ne tulbure cuvântul lui Dumnezeu și să răscolească în noi tot ceea ce este acolo învechit sau, eu știu, superficial, ceea ce nu ține de Dumnezeu și de criteriile valorilor creștine și să reînnoim ceea ce este de reînnoit în noi, ca să ne putem naște încă o dată la viața Harului împreună cu Maria, care este propusă astăzi pentru noi toți ca model pe care să-l contemplăm și să ne lăsăm apoi absorbiți de ceea ce este în Maria. Asta înseamnă, de fapt, a contempla. Înseamnă să te lași absorbit de obiectul la care tu te uiți, pe care tu îl vezi. Dacă te uiți la Maria, așadar, într-o atitudine de contemplație, înseamnă că te lași îmbibat de sfințenia care există în ea și de libertatea care se manifestă în existența ei. Sunt două, așadar, atitudini care sintetizează pentru noi astăzi mesajul sărbătorii neprihănită zămislire, noi care ne pregătim la sărbătoarea Crăciunului.
să traducem în existența noastră de aici înainte sfințenia ca încredere în Dumnezeu și în aproapele și apoi libertatea să o trăim ca putere sau capacitate de ascultare. Și așa cum spunea Dante Alighieri, Fecioara mamă și fica fiului ei, să ne deschidă calea, să ne arate drumul care duce spre Hristos, pentru că, într-adevăr, per Mariam ad Iesum este sinteza tradiției mariane din biserica noastră. Adică prin Maria ajungem la Iisus. Așa să fie. Lăudat să fie Iisus Hristos.